Bun găsit! Sunt profesor Mândiță Baias la Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir din Baia Mare și vă voi arăta o modalitate de creare a grupurilor de elevi la clasele pregătitoare. Și voi da ca exemplu Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir din Baia Mare, numele elevilor pe care îi vom întâlni în prezentarea aceasta este întâmplător. Așadar, numele elevilor se găsește într-un tabel, într-un Google Sheet. Vom avea aici toți elevii înscriși în anul acesta școlar. Pentru a crea grupurile de băieți și fete, voi accesa extensia Power Tools. Și o voi pune în funcțiune, o voi lansa. Dacă nu aveți această extensie, rugați administratorul de rețea de la școală să o adauge între aplicațiile de folosit. Voi avea aici opțiunea Split. Așadar, voi putea separa, împărți acest tabel mare în două tabele, tabelul băieților, respectiv tabelul fetelor. Și am să fac acest lucru, voi separa în două tabele, așadar split sheet, și voi separa după coloana D, fete, respectiv băieți. Le voi putea salva aceste două tabele într-un nou spreadsheet sau în acest spreadsheet. Eu am salvat în curent spreadsheet. Și voi avea, o să vedem noi, două noi sheet-uri care conțin prima, tabelul fetelor, a doua, tabelul băieților. Ce voi face în continuare? Lucrez pe tabelul fetelor, voi numerota. Fetele sunt așezate în ordinea alfabetică în acest tabel. Și voi începe numărătoarea. 1, 2, 3, 4, 5. Și o iau de la capăt. 1, 2, 3, 4, 5. De ce am numărat până la 5? Pentru că în școala noastră se vor crea 5 clase pregătitoare. Și toate fetele din tabel vor avea în față un indice. 1, 2, 3, 4 sau 5. În funcție de grupul unde vor merge. Grupul 1, 2 și așa mai departe. Și voi face de asemenea split pe acest criteriu, pe numărul din fața fiecărui elev. Și voi obține 5 noi sheet-uri care au fost create în acest mod. Așadar, tabelul fetelor l-am împărțit în funcție de coloana A, adică aceea în care se găsesc cifrele. Și am obținut cele 5 tabele. Tabelul 1, tabelul 2, 3, 4, 5. În fiecare dintre aceste tabele se găsesc elevi în ordine alfabetică, dar și de la începutul alfabetului, și de la mijlocul alfabetului, și de la sfârșitul alfabetului. În același mod voi proceda cu tabelul băieților. Îl voi împărți și pe acesta în 5 grupuri. Și așa, sunt pe tabelul băieților și în funcție de coloana A, adică aceea în care se găsește cifra din fața fiecărui elev, îl voi împărți. Și obțin din nou 5 tabele noi. Și după cum vedeți, am aici tabelul fetelor 1, 2, 3, 4, 5. Apoi tabelul băieților 1, 2, 2, 2. 3, 2, 4, 2, 5, 2. Acest 2, cifra a doua, înseamnă grupul al doilea, adică al băieților. Și ce voi face cu aceste tabele? Va trebui să combin băieții și fetele în același grup. Voi accesa opțiunea să combin foile de lucru, combin sheet-urile. Și voi combina tabelul 1 de la fete cu tabelul 1-2 de la băieți.
și o să vedeți comenzile, vă sunt date. Combin aceste două tabele. Mi se pun întrebări cum doresc să fie combinat acest tabel, dacă vreau să-l adaug la un, după niște reguli existente, la un nou spreadsheet, la acest spreadsheet. Eu adaug la tabelul 1, voi adăuga și tabelul 1-2. Și voi obține un grup mai mare, format din 25 de elevi, care conține băieți și fete în ordine alfabetică. Acest grup se va numi grupul 1. Vă mulțumesc și vă urez succes în noul an școlar!